Primăria municipiului Suceava va instala în oraș mai multe panouri destinate afișajului electoral. Viceprimarul Lucian Harșovski a anunțat că a trimis o adresă asociațiilor de proprietari prin care le solicită să nu permită partidelor politice să monteze bannere și meșuri electorale pe blocurile din oraș. Vor fi locuri de afișaj electoral impuse de către Primăria municipiului Suceava și doar pe acelea să permitem afișajul, indiferent de culoarea politică a partidului, să nu permitem în altă parte, pe buncări, pe tomberoane, pe... știți cum se întâmplă. Primarul Ion Lungu le-a promis șefilor asociațiilor de proprietari că el nu-și va monta mesaje electorale pe blocurile de locuințe și i-a rugat să nu le permită instalarea de meșuri nici celorlalți competitori electorali. În primul rând se creează următoarea problemă. A doua zi mă trezesc la primărie cu trei din blocul respectiv care spune, dar eu nu știu, au plătit la președinte, dar nu știu cui. Haideți că lăsăm blocurile așa cum sunt ele, să nu mai credeți tot felul de chirpi la campania electorală. Eu vă promit că nu vă deranjez. Haideți să nu ne răpămim la doile cei care de acolo, fărăm și fața blocului, creăm discuții și alte interpretări. Eu v-aș ruga, dacă este posibil, să nu permitem să punem pe blocuri, eu vă spun, eu nu vă deranjez.